Și o să avem chipsurile de cartofi. Bine să simți așa ceva crocant și iarăși legătura dintre pește în conservă și cartofi prăjiți este una care nu are nevoie de nicio demonstrație științifică. Bunjurică, bunjurică și bun găsit la farfuria lui Exarhu, adică a mea. În fond, chiar dacă nu arăt, toți căpcăunii au fost copii cândva, chiar și eu, așa că am zis de ziua copilului să facem pentru ei sandwich cu ton de mare bonton, să mănâncă și pe ponton, și pe balcon, și pe peron. Așa că peperon, punem și peperon, dar pentru noi. El conține de fapt o salată de ton, dar conține și maioneză, conține și puțin unt. Și mai ales chipsuri de cartofi, pentru că așa înveți un copil să mănâncă sănătos. Rămâneți cu mine ca să aflați cum se face. Ton, că e în ulei, că e în suc propriu. Prăjim pâinica asta, un pic o și ungem cu ce trebuie. Tăiați și voi castraveți ăștia mai măricei, așa, o să fie, să-i simțiți. Un pic de apio. Din nou, tocăm cât să nu pierdem textura, că e important e să ronțăim. Cu tot cu frunze, și astea sunt foarte bune, niște ceapă verde, niște pătrunjel, mărar, niște hrean. Punem și un pic de muștar, maioneză. Super! Salată, dar o foaie crocantă, iceberg, cred că e cea mai bună și împiedică și pâinea să se înmoaie de la sandwich. Hai să vă arăt cum se face cu untul ăsta. De-aia vă uitați. Îi punem un pic de sare. Îi punem un pic de salată. Dacă lipiciosul nu începe să urle de bucurie după ce îi dați mâncărica asta, eu mă las de gătit. Trebuie să puneți de care chipsuri vreți. Mai punem un pic de sălățică să aibă plecare. Atenție, asta e partea cea mai importantă. Nu apăsăm tare. Cam așa arată din față. Ăsta este sandwich-ul care va face viața lipiciosului mult mai frumoasă și a voastră de asemenea, pentru că este un început de petrecere extraordinar. De fapt, nu trebuie să faceți nimic. Două felii de pâine prăjite, niște salată de ton, așa cum trebuie, gătiți și mă pomeniți. Și nu mă uitați cu banii aia, vă rog eu frumos.